Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaj are Universul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Și avem numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra mov. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine, însă nu uita că poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră și bani, poți să asculți ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii să-mi spui care este cea mai potrivită variantă pentru tine și acestea fiind spuse, hai să începem. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 1, cei care ați ales piatra galbenă. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem numărul 1, ce trebuie voi să știți, care sunt mesajele pentru voi, ce vrea tarotul să transmită în acest moment. Cum este viața ta, ce urmează să se întâmple, ce nu știi, pe neașteptate, ce o să te mire. Să vedem numărul 1, ce trebuie să știți. Bun, văd aici niște persoane noi pe care le poți cunoaște undeva la o petrecere sau poate ai cunoscut deja acești oameni. De asemenea, văd o veste bună care apare. Este o veste care cumva te va determina să petreci, să te bucuri de ceva anume. Poate este o invitație la o nuntă. Pentru tine avem aici o bucurie mică pentru sufletul tău, poate te bucuri de niște lucruri mărunte în acest moment sau pur și simplu este o perioadă în care lucrurile par a fi cât de cât echilibrate. Da? Să vedem ce e cu bucuria asta mică pentru tine. Uite, are legătură cu un noroc pe care îl ai, un noroc, niște lacrimi, dar și o veste onorabilă. E ca și cum ai reușit să rezolvi aici ceva, poate din punct de vedere profesional. Poate este vorba despre a lua o hotărâre pentru sufletul tău în acest moment. Este o hotărâre importantă care pe de o parte e înlăcrimată, pe de altă parte e cu bucurie. Pentru casa ta avem mesajul să nu disperi. Să vedem de ce să nu disperi. Pentru că, uite, apare o veste bună în legătură cu niște acte, în legătură cu o hotărâre. Deci, poate ai de luat o hotărâre privind casa, familia, poate vrei să te muți, poate ai de rezolvat ceva legat de o chestiune juridică și atunci răspunsul este pozitiv. Cumva ai impresia că e ca și cum nu mai vine momentul, e ca și cum nu se mai întâmplă chestia respectivă și uite, acum se întâmplă. În curând, niște piedici care apar, da? Vrei să faci ceva și ai niște piedici sau vrei să faci ceva și lucrurile nu funcționează atât de bine. Ia să vedem despre ce e vorba. Despre o casă străină, despre o instituție, da? Este și ceva legat de o persoană care ar vrea să-ți vină în vizită sau cineva care ar vrea să-ți ceară un sfat în legătură cu acest blocaj. Noutăți la drum lung și cununie, relație. Cineva care vrea să se întâlnească cu tine, cineva care vrea să comunice cu tine, poate vrea să facă o înțelegere cu tine. În viitor, dragoste sinceră, cineva care îți demonstrează că te iubește sincer sau cineva care își demonstrează aprecierea față de tine. Da? Poate să fie și o persoană importantă pentru sufletul tău, poate cineva din familie sau poate cunoști pe cineva în viitor. Și cu dragostea asta sinceră. O persoană vicleană, dar e cineva isteț sau cineva care vrea să te ademenească, cineva care ar vrea să te cucerească. Poate e cineva care ține la tine, dar pe de altă parte, da, cu ceva minte. E ca și cum, uite, cineva te invită undeva cu un anumit scop,
Da? Sau poate tu intri în contact cu cineva sau cunoști pe cineva. Ce nu știi tu, o zi plăcută, da? Nu știi despre faptul că cineva se simte bine sau cineva are parte de o realizare sau că urmează să ai o zi plăcută. Poate undeva pe la amiază. Avem o veste rea și noutăți plăcute în același timp. Parcă e ca o adunare de oameni, e ca o veste care apare, un consiliu care se face, o ședință, o întâlnire, ceva aici este. Pe neașteptate, o pagubă sau o pierdere. Ia să vedem despre ce e vorba. Se sparge ceva. Are legătură cu niște oameni noi pe care îi cunoști. Sau o persoană care vrea să se apropie de tine și care are niște probleme. Avem bani puțini și supărare. Și cunoștințe noi. Nu știu, niște oameni noi pe care îi cunoști. Poate cunoști o nouă persoană și să zic că renunți la ceea ce ai acum. Simt nevoia să mai iau o carte. Pe neașteptate. Uite, parcă e o problemă de sănătate a cuiva. O gelozie. Ce o să te mire în toată povestea asta? Bani mulți, da? Niște bani care ți intră sau o realizare mare pe care o ai. Ia să vedem cu ce are legătură. Ce-s cu banii ăștia? Cineva dorește să te revadă. Acum poate să fie și faptul că cineva vrea să te revadă într-un loc scump, într-un loc diferit, poate este cineva care este foarte bine din punct de vedere financiar. Un drum lung. Cineva care te invită într-o călătorie sau poate să fie și un drum lung pe care îl faci, o vacanță pe care cineva ți-o propune. Hai să vedem puțin și tarotul ce zice și să vedem ce nu știi tu aici. Da? Magicianul 5 de spade, cavalerul de bâte. Aici poate nu știi despre faptul că cineva joacă pe mai multe fronturi sau cineva aici face o nedreptate sau consideră că îi se face o nedreptate în legătură cu o situație anume. Îmi pare o persoană care nu este foarte serioasă pe dragoste, dar uite, e cineva căruia îi place să petreacă așa în permanență, nu prea văd o persoană stabilă. Să vedem pe neașteptate, da? Ce-i cu problema asta? Ok. Pe neașteptate apare o propunere sau o veste, poate legată de casă, de familie. E ca și cum tu ți-ai făcut aici un ideal, ți-ai făcut niște convingeri, da? Niște convingeri, vezi un lucru într-un mod ideal și aici primești ceva care poate nu convine, nu place. Pe de altă parte, poate intri în contact cu o persoană care nu e deschisă. Asul de cupe, deci o veste aici care apare, este o veste bună, doar că e ca și cum nu e ceva la care tu te aștepți. E ceva diferit, da? Ți-ai făcut niște așteptări și acum se întâmplă ceva, dar e diferit. Să vedem ce o să te mire în toată povestea asta. O bucurie foarte mare pe care o vei avea, da? Te văd împlinit, mulțumit, liniștit. Mai vreau o carte. S-a întors. Regina de bâte. Da? O legătură aici cu o zodie de foc. Leu, berbec, săgetător. Poate surpriza ține și de dragoste și de o pasiune mare pe care o ai față de o persoană. Poate avea legătură cu cineva care îți ridică moralul, cineva care ți este alături, te susține. Turnul și soarele. Aici e cineva care îți declară ceva anume, da? Poate să fie un bărbat care ia o hotărâre radicală și care te surprinde. Este o hotărâre mare.
Mai vreau o carte. Împărăteasa, deci clar aici foarte multă stabilitate, deci poate o sumă de bani, un proiect, un câștig. Pentru unii puteți să aveți o legătură și cu zodia Taur sau zodia Balanță aici. E o bucurie mare, o noutate plăcută. Hai să vedem și acest oracol ce zice pentru numărul 1. Un suflet pereche avem. O conexiune foarte puternică, o conexiune așa de la suflet la suflet. Și suflet pereche nu înseamnă neapărat ceva de dragoste, da? Poate să însemne și o, cum să zic eu, și faptul că te înțelegi bine cu o prietenă, cu cineva din familie, da? Libertate, a fi singur, un bărbat matur și comunicare. Deci aici o să primești niște mesaje, apeluri telefonice, da? De la o persoană sigură pe ea, cineva căruia îi place așa să fie mai liber sau o persoană care este singură. Poate e cineva de la muncă. Sau e cineva care, uite-ți, poate spune vreau să lucrăm, să facem o familie împreună. Vreau să facem ceva stabil împreună. Și mi-a ieșit cartea pasiunii, deci multă pasiune, multă atracție. Sau poate chiar asta te poate surprinde. Ți-am zis că e cineva care e ca și cum se uită după tine, vrea să te cucerească, vrea să facă ceva anume și nu știe cum anume să învârte lucrurile. Să vedem și un mesaj din partea îngerilor romantici. Iartă și învață. Pe cât vei face pace cu trecutul, pe atât experiențele tale în dragoste pot fi mult mai frumoase în momentul prezent. Cunoaște-te mai bine cu această persoană. Pe cât te vei cunoaște mai bine, pe atât se vor închega niște legături mult mai puternice. Și rămâi optimist, da? Gândește pozitiv. Aici se zice că dacă sunt probleme într-o relație veche, într-o situația anume, e mai bine să lași lucrurile așa, adică să renunți la trecut, fie să renunți la relație, fie să ții gândul de acolo. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături până la final. Sper din suflet să fie de folos aceste informații. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra MOV. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Sper din suflet să-ți fie de folos aceste informații. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase și de asemenea te invit cu drag și pe aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo. Hai să vedem numărul 2, ce trebuie voi să știți. Care sunt mesajele, numărul 2. Multă emoție. Aici văd o persoană matură, cineva care are școala vieții, este o persoană puțin vicleană, cineva care are niște planuri, niște strategii. E cineva care te dorește, doar că nu e sincer sau poate omul ăsta încearcă cu toate forțele lui să te țină alături. Bun, a început citirea, atunci mă opresc. Da, din nou, deci la baza pachetului, nu știu, e o persoană aici înlăcrimată, cineva care te dorește, cineva care nu vrea să renunțe. Poate e cineva care nici nu recunoaște acest aspect, da? Că te dorește sau poate nu e conștient de acest lucru. Pentru tine avem aici o companie plăcută, adică o întâlnire cu o persoană dragă ție. Ai niște discuții clarificatoare, ai niște discuții care te ajută cumva, da? Te eliberează. Hai să vedem. O discuție cu o prietenă, cu cineva anume, poate să fie și o întâlnire de dragoste. Ce e cu această întâlnire? Uite, o bucurie mare pentru tine. Te întâlnești cu o persoană, primești o veste bună în legătură cu o hotărâre. Poate este și o discuție legată de bani pentru unii dintre voi. Hai să vedem.
despre ce e vorba. O tranziție, o schimbare, da? O schimbare foarte mare. Te întâlnești cu cineva și hotărăști ceva. Sau această întâlnire poate să schimbe destul de mult lucrurile. Pentru casa ta avem o ceartă sau o discuție în contradictoriu. În legătură cu o relație, cu un parteneriat, cu o căsătorie. Poate pentru unii are legătură cu un cuplu din casă, din familie, da? Care are niște neînțelegeri. Dacă ești o persoană singură, uite, poate aici apar niște discuții cu familia, cu persoane dragi ție sau ești puțin agitat tocmai pentru că nu găsești încă pe cineva. Poate să fie și asta. În curând, o surpriză pentru tine, cineva care vine în viteză așa către tine, te surprinde după colț. O surpriză care ține de un drum lung și de o scrisoare. Deci cineva de la drum lung îți dă un mesaj, un e-mail, îți dă o veste. Poate este o veste legată și de zona străinătății. Pentru alții poate discutăm de o invitație. Doar că e un sfârșit aici. E ca și cum cineva te invită să vă vedeți ca să finalizați ceva. În viitor, cunoștințe noi, deci oameni noi pe care îi cunoști, sau te întâlnești cu o persoană pe care ai cunoscut-o recent. Și aici avem intrigi între femei și o casă străină. Într-o casă străină, într-un loc nou, da? Poți să cunoști pe cineva și acolo apar niște discuții, da? Sau asiști la o ceartă, la un conflict. Ce nu știi tu? Bani puțin și supărare. Deci nu știi nici dacă cineva e supărat, poate are și probleme financiare. E o persoană tristă, da? Puțin supărată. Dar să vedem despre ce e vorba. Despre ce e vorba? Ia să vedem noi. Ia uite, noutăți la drum lung și noroc. Aici tu nu știi că, nu știu, cineva se pregătește să facă un drum lung sau poate știu eu, ai primit niște vești care sunt destul de ciudate sau urmează să primești. Da? Cineva e supărat aici în legătură cu un drum, cu o pierdere. Cineva e supărat, uite, poate să fie un bărbat mai imatur sau o persoană mai tânără, cineva care cumva e supărat de schimbarea asta, de problema asta. Pe neașteptate, o problemă de sănătate a cuiva sau poate o legătură cu zona medicală, o persoană ești puțin supărată, tristă, geloasă, cineva care e gelos, geloasă. Proces și judecată și o veste bună. Pe neașteptate, cineva aici e o hotărâre și îți dă și ție o veste bună. Poate este o veste legată de o problemă a cuiva, poate are legătură cu ceva vechi care acum se finalizează și ce o să te mire e că te vorbește cineva de bine. Uite, realizarea dorințelor, dar și un conflict. Da? Ce o să te mire aici este că reușești să rezolvi ceva în legătură cu un conflict, în legătură cu o situație ciudată. Avem și niște lacrimi sau o supărare a cuiva. Hai să vedem despre ce este vorba. Da? Să vedem ce nu știi tu aici. Cineva care a plecat la un drum lung sau e departe, e supărat. Ce se întâmplă? Ia să vedem. Spânzuratul. Deci e cineva aici care e blocat sau suferă. Pentru unii văd o legătură cu zodia pești. Cineva are niște probleme aici.
Da? Cuiva este teamă de o relație, este teamă de o separare sau pur și simplu simte că a obosit într-o situație anume. Cineva care are niște probleme. Da? Hai să vedem aici pe neașteptate despre ce e vorba. Pe neașteptate avem un 5 de cupe, 9 de spade și asul de bâte. Da? Pe neașteptate cineva e ca și cum are niște regrete. Da? Poate să fie vorba despre o discuție legată de o despărțire, legată de o amânare, legată de ceva ce s-a întâmplat în trecut și cumva este o persoană care îi pare rău. Da? Asul de bâte înseamnă totuși speranță și înseamnă mult entuziasm, adică până la urmă se găsește soluția. Pe neașteptate, o relație puțin toxică sau cineva care are niște probleme, cineva care dorește mereu să fie în controlul unei situații. Unii puteți avea o legătură și cu zodia Capricorn, dar cumva este ca un fel de dependență aici din punct de vedere emoțional. Și să vedem ce o să te mire și cu chestia asta aici. S-a întors o carte, 8 de spade, aici o să te mire un blocaj sau o obsesie pe care cineva o are. Nebunul și turnul. Aici e ca și cum rămâi blocat în urma acestei vești. Pur și simplu nu-ți vine să crezi. Un adevăr care se află, un nou început, cineva care nu mai poate și zice gata, eu asta simt, eu asta cred, asta vreau să fac. Cavalerul de cupe, 3 de spade. Deci e cineva aici care e cu inima frântă sau cineva care suferă din dragoste. Da? Marele preot, 8 de bâte. Deci o declarație aici care se face. Hai să vedem oracolul ăsta ce zice. Foarte ciudat. Aici ce o să te mire este o întâlnire, o cină romantică, văd aici, o întâlnire de dragoste, dar are legătură cu o situație toxică, da? Și cineva care e ca și cum îți cere un nou început sau cineva care își dorește o relație. Da? Poate e cineva de la muncă. Este o situație prin care ai mai trecut, nu este prima dată. Avem o călătorie, o vacanță, o femeie tânără, un concediu sau cineva care vine către tine. Nu vreau o carte. S-au întors două cărți. Avem un rege de gheață, un șef, un antreprenor, este o persoană rece, o persoană care este foarte rațională și un cadou, o surpriză. Deci aici cineva îți face o surpriză. Este o persoană foarte rece, foarte sigură pe ea. Uite, un triunghi, o alegere. Deci aici o să rămâi surprins de alegerea cuiva. Da? Cineva care ia o decizie. În dragoste, uite. În dragoste. Hai să vedem îngerii romantici ce zic. Sentimente romantice, cineva care vrea să explorați mai mult de atât împreună sau ți se zice să stai puțin să vezi exact ce simți, să vezi exact ce-ți dorești în general. Conversații de la inimă la inimă, discuțiile sincere. Da, vă ajută să vă uniți relația. Și avem împăcare, cineva care se întoarce din trecut. Da, aici pentru numărul 2 poate să însemne, așa cum am și intuit, fie cineva care se întoarce în viața ta, fie este vorba despre o situație în care mi-ai fost pus și care cumva se repetă. Da? Se repetă. Cineva trebuie să renunțe la control, la dorința asta de a mai controla situația.
Surpriza e că cineva îți propune o pauză sau îți propune să petreceți puțin timp împreună, să faceți un efort, să încercați să rezolvați cumva o situație anume. Da, hai să vedem și acest oracol ce zice. M-ai uitat mult prea ușor, te-am iertat, dar amintirea încă doare. Deci e clar aici că cineva de prin trecut se întoarce. Sau cineva care începe să acționeze la fel cum a mai făcut-o acum ceva timp. Sunt fericit cu viața mea, sper că vei fi și tu într-o zi. Îmi imaginez că îmi vorbești prin muzică și recitesc toate conversațiile noastre, zice cineva. Foarte interesant. Simt o ghidare să iau și un mesaj din partea acestui oracol, nu știu de ce. Numărul 2. O legătură foarte, foarte sensibilă văd aici și avem recunoaștere. Divinitatea te ajută să recunoști semnele și miracolele. Cumva aici în legătură cu o relație importantă din viața ta se întâmplă mici mari minuni. Universul ăsta cumva ți-a pregătit ceva important, numărul 2. Labirint, da? Chiar și atunci când te simți pierdut, există mereu o ieșire din labirint sau din această situație încurcată. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături până la final. Sper din suflet să-ți fie de folos aceste informații. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Îți mulțumesc că mă urmărești, te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.